Apa potabilă va fi oprită pe mai multe străzi din orașul Cernavodă. Motivul îl reprezintă executarea lucrărilor de racordare la sistemul centralizat a noii conducte de alimentare cu apă de pe strada Crișan din Cernavodă. Astfel, Raja ESA va asista furnizarea apei potabile joi 20 iulie în intervalul orar 8-16. Afectați de lipsa apei vor fi consumatorii de pe străzile Crișan, Cuzavodă și Mihai Eminescu, cu străzile adiacente. Utilizatorii afectați de această lucrare sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.